Această pandemie este ca o oglindă, adică ne-a pus în fața realității. Unele companii se pot reinventa, se pot transforma, pot deveni și mai competitive, altele vor lăsa loc în piață competitorilor lor mai buni. Deci este despre reinventare și a business-urilor și a angajaților și mă bucură să văd că în acest studiu există interes pentru zona Horeca, unde observăm o revitalizare în contextul relaxării unor restricții, dar și în zona de reinventare individuală a fiecărui angajat care merge și își caută un loc de muncă poate mai bun, inclusiv în zona IT&C, unde avem în continuare un motor foarte important pentru economie. Vă reamintesc, numai în primul trimestru am avut creștere față de aceeași perioadă anului trecut de 14%. Deci sunt motoare economice care trebuie alimentate și încurajate în contextul acestei crize și în cadrul unei transformări a întregului model economic românesc. Da, vreau să te întreb, Sebastian Burduja, spuneai de unele companii care se reinventează. Bineînțeles, e foarte simplu să fii pe tușă, cum aș fi eu și să mă uit la business-ul unui om și să îi zic, bun, dar de ce nu te reinventezi? Și omul o să zică, stai puțin că nu e atât de simplu. Din perspectiva sau din ceea ce ați reușit voi să luați pulsul până acum la Ministerul de Finanțe, reinventarea asta presupune o filozofie nouă de viață, ducerea către zona care are acum un consum mai mult, că toată lumea acum apare că se apropie de a produce măști și combinezoane și chestiuni legate de... Ori nu cred că asta e de fapt reinventarea, asta e doar o adaptare de moment. Corect. Parte dintre companii au mers și merg în zona aceea unde au răspuns unei cereri și e foarte bine și din punct de vedere al securității naționale că România poate să asigure aceste stocuri de materiale critice, în primul rând, din producția internă. Parte dintre companii, însă, trebuie să apeleze la instrumente noi, cum ar fi digitalizarea. Deci o reinventare a modelului de business înseamnă, de exemplu, digitalizarea. Și aici avem în programul de relansare economică undeva la 150 de milioane dedicate exact digitalizării IMM-urilor. Avem programul Startup Nation, de fapt Startup Innovation, așa cum devine el în noua formulă, unde tocmai încurajăm startup-urile din fază preliminară. Avem Fondul Român de Investiții, care va fi gestionat de Fondul European de Investiții, după cum ați văzut, deci extrem de transparent, foarte profesionist și de asemenea va avea posibilitatea să intre ca acționar în proiecte inovative, în firme private, astfel încât să dinamizăm și acest sector al economiei. Am mai spus-o și o spun cu plăcere de fiecare dată. Economia românească are nevoie de inovare. Noi cheltuim cam de 12 ori mai puțin pe cercetare, dezvoltare și inovare decât media Uniunii Europene, iar fără inovare nu poți să generezi un salt în productivitate, deci în creștere economică, deci în prosperitatea oamenilor și în nivelul de trai. În teorie, evident că și în practică sunt foarte mulți dintre antreprenori care înțeleg, bun, zona de IT este o zonă ofertantă, e o zonă care produce, trebuie să ai forța de muncă și lucrurile se așează, dar economia românească este o economie care... rămasă fără avantajele unei industrii puternice. O economie care încă are o zonă foarte gri, ca să fiu elegantă când vine vorba de evaziunea fiscală. Este o economie ca țara, suptă de toată lumea și toată lumea are sentimentul sau dorința ca această economie să ne țină pe toți, dacă se poate și la stat și la privat, că și aici avem niște probleme. Da, foarte corect. M-ai pus degetul pe rană. Deci consecințele politicilor guvernamentale anterioare, exact astea au fost. Au dat ca pomene electorale dintr-un sac care nu este fără fund și în loc să se concentreze pe creșterea plăcintei, pe creșterea economiei, au împărțit în bucățele tot mai mici ca să dea cât mai multor cetățeni pești, nu undițe. Ori exact asta trebuie să facem, să dăm undițe, să dăm instrumente de dezvoltare firmelor, acces la finanțare, IMM Invest, unde avem aproape 10.000 sau peste 10.000 de firme sunt acum și un lucru foarte bun că jumătate din tot ceea ce s-a solicitat e pe investiții, deci firmele vor să și crească, nu doar să supraviețuiască prin capital de lucru.
avem resurse în societatea românească și cred că trebuie să ne menținem optimismul în acest cadru general doar și să investim. Nu, efectiv, doar dacă nu, Sebastian Burduja, și mă uitam ceva mai devreme pe o declarație furnizată de colegii de la Digi24, imediat s-o și am, este o declarație care aparține Ministrului Sănătății și voiam să te întreb pe scurt până găsesc declarația. Ministrul Sănătății avertizează că, și citez, ca să fim foarte precis, să nu zică lumea că manipulez, facem o analiză, facem o propunere spre starea de urgență. Deci Ministrul Sănătății a vorbit despre posibilitatea revenirii la starea de urgență în contextul creșterii numărului de cazuri. Gestionăm o criză a pandemiei, vreau să avem o legislație care să ne permită să ne desfășurăm activitatea, să revenim la acele cazuri de 100 și ceva de infectări pe zi. Facem o analiză, facem o propunere spre starea de urgență. Bun, trec peste faptul că în sine informația o să-i deranjeze pe unii dintre cei care probabil nici n-au purtat mască, dar este o informație esențială și pentru cât de greu răsuflă economia românească, pentru că hai să ne uităm puțin, starea de urgență presupune niște limitări pe care nu știu dacă ni le mai permitem a doua oară într-un an. Da, aici mi-e greu să-mi dau cu părerea când vine vorba de viața oamenilor. Prioritatea trebuie să fie să salvăm viețile a cât mai multor români și să nu lăsăm acest virus să îi îmbolnăvească. Cu costurile aferente, și am spus-o de la bun început, marea provocare pentru orice guvern, nu doar pentru guvernul României, a fost să salveze viețile oamenilor și să salveze standardul lor de viață. Aici este echilibru. Sigur că un val 2 sau continuarea trendului negativ pe care l-am văzut în ultima perioadă ne va pune în situația de a considera anumite restrângeri ale activităților economice, ceea ce înseamnă afectarea veniturilor la bugetul de stat. Ceea ce înseamnă întoarcerea în timp la perioada în care vorbeam de șomaj tehnic, adică cât de tare ar suspina economia românească dacă, ipotetic, am fi într-o situație de stare de urgență? Nu e un scenariu pe care să-l dorească nimeni, mai ales din punct de vedere economic, pentru că este cert că anumite încasări vor scădea, firmele se vor închide și așa mai departe. Dar partea bună, haideți să ne uităm la partea plină a paharului, dacă există una, am trecut printr-o asemenea perioadă, am găsit resurse necesare în buget, mecanisme necesare, plata șomajului tehnic și restul instrumentelor pentru companii, amânarea dobânzilor. Deci știm ce avem de făcut. Chiar și în cel mai negru scenariu, Guvernul României, România, societatea, trebuie să fim pregătiți și pentru asta. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne păstrăm optimismul și să spunem că avem o șansă să ne reinventăm în această criză, să ducem modelul economic românesc la un nivel de competitivitate mult mai mare.